ai o fire prietenoasă? Iubești oamenii și încânți pe alții mai mult decât mulți reprezentanții acestui semn. Energia numărului 2 aduce o influență personală asupra caracterului universal al naturii tale compasionale. Prin urmare, ești întotdeauna gata să te gândești la punctul de vedere al celeilalte persoane și să te manifesti cu mult mai puțină încăpățânare. Uneori e greu pentru tine să spui nu, și poate ești nemulțumită pentru că faci constant ceva pentru alții. Ești mai emoțională decât vărsătorul tipic, deci poți înțelege lumea nu numai cu mintea, ci și cu inima ta. Tu nu ești doar o persoană sofisticată și dedicată, ci ai și absorbit multe calități, atât bune și rele, caracteristice acelui grup social sau naționalitate din care faci parte. Astfel, indiferent cât de multă te evidențiezi din mulțime, tu ești încă atașată de rădăcinile tale culturale. Tu poți face imposibilul, iar în exterior se pare că cele mai dificile sarcini sunt rezolvate de tine fără prea mult efort. Acest lucru se datorează faptului că tu ai capacitatea unică de a te simți încrezătoare în orice situație. Deși dai impresia că o astfel de trăsătură caracteristică ți-a fost dată prin natura ta, în realitate totuși, în spatele lor este disciplină și muncă grea. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: reformism, originalitate bruscă, naturalitate, creativitate. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Tu diferi de clasicul vărsător prin faptul că acorzi mult mai multă atenție oamenilor și iubești indivizii și personalitățile individuale, mai degrabă decât umanitatea abstractă. Privind de la mila, bunătatea și compasiunea ta, nu există nicio îndoială despre tine. Dar chiar și compasiunea ta este mai colorată și strălucitoare personal decât în reprezentanții tipici ai acestui semn zodiacal. Tu ești mai puțin încăpățânată decât alți vărsători, dar mai conștientă, mai atentă la interlocutor și ești gata să te gândești la cuvintele sale. Ești mai puțin obsedată de propriile tale sentimente și idei, decât alți vărsători. Pentru imaginea ta este extrem de important să rămâi obiectivă și să monitorizezi în mod constant acțiunile tale. Tu nu cauți să influențezi evenimentele curente pentru a le schimba. Cu toate acestea, eliminând obstacolele sau evitând tensiunile în relațiile personale, nu eziți să-ți permiți forme ușoare de violență,
obligând pe alții să joace în conformitate cu regulile stabilite de tine sau să nu joace deloc. Exercitarea unui mic control te ajută să scapi de conflictele urâte provocate de alții. Cu toate acestea, acest comportament este destul de simplu de explicat, tu doar încerci să-ți faci viața în ansamblu o călătorie fără probleme. Și totuși, încercând să controlezi activitățile altora, uiți complet faptul că alți oameni au de multe ori opiniile lor despre cum ar trebui să se întâmple lucrurile. De aceea, nu trebuie să fii surprinsă de mișcări broște, confruntări rapide și mortale, pentru care ești aproape întotdeauna gata. Personalitate temperamentală, în imposibilitatea de a face față stresului, te ascunzi sub calmul tău exterior. Pe de altă parte, dacă ești prea pasionată de interesele sociale, poți deveni neglijentă sau împrăștiată cu privire la preocupările pământești. Ca regulă, tu impui această datorie altora, pentru că nici ei nu se gândesc la asta. Astfel, deși la nivel social îți îndeplinești regulat îndatoririle, în viața ta personală, te poți feri în mod constant de acestea. Te poți scufunda atât de adânc în lumea ta interioară, încât vei complica problemele deja existente de comunicare cu ceilalți. Natură mai puțin spirituală, nu posezi astfel de talente, ci le pretinzi a le avea. Prin urmare, este uneori foarte dificil să se stabilească contacte cu tine. În funcție de ascendentul tău, poți fi o personalitate mai luminată care rămâne mereu viguroasă și atractivă, dar uneori ești plictisitoare pentru alții. Membrii familiei, rudele și prieteni, care nu sunt în stare să împărtășească bucuria ta din punct de vedere organic, nu și doresc apropierea de tine. Ar trebui să ocolești în mod independent impulsul de rezistență și să fii mai accesibilă ori de câte ori este posibil. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este inteligentă, misterioasă, ușor de înțeles. Ea este pregătită și va avea grijă de toți cei care au nevoie de ajutorul și îngrijirea ei, adesea în detrimentul propriilor interese. Accepți cu ușurință schimbări în viața ta, dar, în principiu, le aștepți întotdeauna și ești gata pentru schimbări. Cum afectează data de 2 februarie soarta ta? Ești un reprezentant luminos al familiei, clanului, zonei și stratului social de care aparții. În același timp, ai un aspect sofisticat și elegant, care este susținut de modul tău de a te îmbrăca și comportament. Aceste lucruri te face să ieși în evidență în mulțimea generală, forțându-i pe alții să-și ațintească ochii asupra ta. Gestionezi o mulțime de lucruri în viață, chiar și lucrurile care par imposibile. Din partea ta se pare că nu te costă niciun efort, ca și cum totul se va face singur. Te simți încrezătoare și în largul tău în orice situație și te comporți destul de natural, chiar și în împrejurările nefamiliare. Pare că aceasta este o proprietate congenitală a caracterului, dar, în realitate, trebuie să depui eforturi pentru a obține astfel de rezultate. Ești foarte îngrijorată de imaginea ta, pentru care îți menții acțiunile sub control continuu. Nu încerci să influențezi evenimentele din jurul tău, dar atunci când este necesar să rezolvi o situație conflictuală în familie, obligi rudele să acționeze singure, poate chiar fără să-ți dai seama. Deoarece ești profund atașată de gospodărie, nu riști să obții dezaprobarea și preferi să te supui. În general, asta ajută la menținerea stabilității și echilibrului acasă, evitând scandalurile și certurile. Cu toate acestea, ignorarea constantă a opiniei altcuiva și, mai degrabă o presiune slabă, dar constantă asupra altora mai devreme sau mai târziu, duce la izbucniri rare, dar violente de revoltă. Ești întotdeauna pregătită pentru o confruntare care folosește abilitățile tale de manipulare a oamenilor. Cochilia ta aparent imperturbabilă ascunde o personalitate puternică și inflexibilă care deține totul în jur și propriile sentimente sub controlul strict. Uneori tinzi să te gândești la problemele sociale ale vieții moderne și, în acest caz, este mai bine să nu-ți fie distrasă atenția. Când ești scufundat în propria lume, care nu este împărtășită cu nimeni,
pierzi complet contactul cu viața reală. Dragoste și compatibilitate: iubești pe cei dragi, dar cu o dragoste detașată, ținându-i la distanță și adesea trebuie să fii singură pentru a înțelege ce se întâmplă și pentru a înțelege scopul tău în viață. Cu toate acestea, nu toți bărbații pot fi mulțumiți de relațiile abstracte și pot să se îndepărteze. Pentru a nu-i pierde permanent pe cei dragi, trebuie să redeschizi o parte din sufletul tău, lăsând colțul ascuns intact. Pentru a-ți încălzi inima trebuie să oferi ceva în schimb. Într-o relație intimă, ești extrem de idealistă. Te străduiești pentru strălucire și dragoste, dorești să găsești pe cineva care va fi totul pentru tine. Ești capabilă de devotament adevărat, dacă nu ești dezamăgită în subiectul pasiunii tale. Dacă relația începe să se deterioreze, te grăbești să găsești altele noi. La urma urmei, atașamentul față de familie, în opinia ta, îți limitează libertatea, ceea ce nu poți accepta. Vei avea o relație bună cu Balanța, Săgetătorul și Gemeni, cu care vei găsi un limbaj comun. Acestea sunt cele mai potrivite combinații de cuplu pentru tine. La nivel neutru, hai să spunem jumătate la jumătate sau 50-50, șansele pentru o căsnicie de succes pot fi cu Capricornul, Peștii, Berbecul și Leul. În aceste combinații de cupluri căsătorite, multe vor depinde de ambii parteneri, de modul în care vor putea să se adapteze, să fie pregătiți unul pentru celălalt. Perspective neclare, precum și căsătorii nedorite, sunt cu reprezentanții Scorpionului, Fecioarei, Racului, Taurului și Vărsătorului. Deși totul este posibil în aceste cupluri, în funcție de datoriile tale karmice, vă puteți apropia reciproc. Locuri de muncă și carieră. Tu preferi să lucrezi singură. Prezența unor străini te distrage la locul de muncă și te împiedică să te concentrezi. Găsești satisfacție în muncă? Dovadă tangibilă a superiorității minții tale față de sarcinile care îți stau în cale. Activitățile tale se pot afla în domeniul tehnic. Te poți bucura de munca ta sau de hobby, adesea asociate cu tehnologia. În aceste domeniu, tu poți manifesta cele mai dezvoltate aspecte ale caracterului tău, care sunt mai individuale ca cele sociale. Ești deschisă tradițiilor culturale, deci, ca un burete, absorbi toate trăsăturile rele și bune ale naționalității și mediului social. Deci, paradoxal, noul și vechiul sunt combinate în tine. La prima vedere se pare că ești absolut imposibilă. De multe ori se pare că ești o vrăjitoare sau ești de un noroc complet nerealist. Din această cauză, încrederea în sine devine și mai puternică, deoarece sarcinile, oricât de dificile, sunt la îndemână de rezolvat. Nu vei fi ancorat în nicio situație, vei rămâne întotdeauna la fel de puternică și atrăgătoare pentru personalității mai slabe. De fapt, nu este un noroc fenomenal și nu este deloc magie, este autodisciplină strictă și muncă titanică în spatele ușoarei aparențe a rezolvării celor mai dificile probleme. Sănătate și boli. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât mai mult te plângi de diverse boli, mai mult cronice decât acute. Nu ai o bază fizică puternică. Pot exista complicații cu plămânii și cu sistemul vascular, în special în membre. Afecțiunile dureroase pot deveni mai frecvente dacă sunt ignorate. Este important să verifici sănătatea și să vezi în mod regulat un medic de familie. Gusturile tale personale sunt adesea prea rafinate și, din păcate, nu sunt întotdeauna corelate cu posibilitățile materiale. Cu toate acestea, soliciți să fii servită la cel mai înalt nivel. În ceea ce privește alimentația, în primul rând, hai să o spun că poți fi gurmandă, mănânci întotdeauna ce este mai bun și în cantități care pot fi chiar dăunătoare pentru sănătatea ta, în special dacă ești supra-solicitată, așa cum se întâmplă adesea. Cu toate acestea, ai un bun simț al proporției și, prin urmare, poți singură să aderi la o dietă rațională. Nu uita de gimnastica sportivă și de dimineață și ar fi bine să le faci în mod regulat. Poate că singura ta omisiune în ceea ce privește un stil de viață sănătos este ignorarea bolilor ușoare și a afecțiunilor,
care în cele din urmă provoacă boli cronice. Soarta și norocul. Ești o fire emoțională, dar în același timp independentă, încrezătoare în sine. Cu toată blândețea și inteligența ta, poți persevera atunci când este necesar. Ești sociabilă, ești un lider născut cu abilități organizaționale excelente. Ai abilitatea de a găsi o limbă comună cu orice persoană, deoarece universul te-a dotat cu un dar special de diplomație. Știi să asculți și să auzi alte persoane, această calitate te ajută să negociezi, să rezolve orice probleme cu un mare beneficiu pentru tine însăți. Aplicând talentele tale în direcția corectă, poți obține mult în viață. Dar nu trebuie să uiți că cei cărora li s-au dat multe daruri de sus vor fi întrebați la dreapta judecată ce au făcut cu ele. Dacă, pentru a-ți atinge obiectivele, folosești metode nevrednice, vei trata arogant oamenii, plata va fi pe măsura faptelor. Sfaturi pentru tine. Tu ești prea departe de munca socială, adică nu poți lucra direct în beneficiul omenirii, poți deveni foarte împrăștiată și detașată de această lume, uneori ajungând de la distracție și uitând să mănânci sau să-ți schimbi lenjeria la timp. În acest caz, îngrijirea vieții este mai bine să treacă pe umerii companionului tău. Poți neglija viața familială și personală, petrecând de tot timpul în munca preferată. Fă-ți datoria față de societate, dar nu uita de datoria față de cei dragi. Se întâmplă că o idee este atât de fascinantă încât devii complet încuiată în lumea ta interioară, ca o introvertită reală. Atunci va fi și mai greu pentru tine să stabilești contactul cu lumea exterioară și cu oamenii din jurul tău. De asemenea, se întâmplă să pretinzi cu încăpățânare ca exclusivitate și unicitate interioară, încercând să creezi o falsă imagine a unei persoane creative și să devii complet insuportabile pentru alții. Membrii familiei și prietenii pot fi resemnați faptului că trăiești un fel de viață misterioasă și nu împărtășești întotdeauna bucuria ta altora. Cel mai adesea, această trăsătură de caracter poate fi reconciliată. Sarcina ta de viață este să devii mai deschisă față de nevoile și simpatia oamenilor dragi, să încerci să împărtășești cu adevărat trăirile tale și sentimentele cu ei. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului. Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu o arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari,
broșe multicolore, și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.